Banca Transilvania, furnizor de servicii bancare, cea mai mare societate financiară din România ca și cotă de piață. Este principal finanțator al economiei românești, acoperind toate segmentele de clienți și de business din sectorul financiar, cu 19% cotă de piață, 3,7 milioane de clienți, 9200 de angajați, 500 de sedi în 180 de localități. Activele grupului BT au crescut până la 140 de miliarde de lei, iar creditele au crescut cu până la 65 de miliarde de lei, cu 15% mai mult față de sfârșitul anului trecut. Profitul net consolidat al grupului este de 100 de 1 miliard 46 milioane de lei, dintre care cel al băncii este de 907 milioane de lei. Primul semestru a dus de asemenea o creștere cu 1600 de clienți noi și aproape 800 de credite în fiecare zi. BT a atras în prima jumătate a anului peste 285.000 de clienți, ajungând la 3,75 milioane. Depozitele clienților au ajuns la 111 miliarde de lei, dintre care 73 de miliarde sunt economisi. Economiile persoanelor fizice, 38 de miliarde ale persoanelor juridice. Veniturile operaționale grupului BT au crescut cu 17% până la 2,8 miliarde de lei. În primele 6 luni din acest an, Banca Transilvania a acordat aproape 140.000 de credite persoanelor fizice și companiilor, în valoare de 14 miliarde de lei. Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante este de 180%. În prima jumătate a acestui an, sumele provizionale a crescut cu 7,4% și a ajuns la 3,88 miliarde de lei. Costul riscului pe perioada primului semestru a fost de 0,3%, eficiența operațională de 52%, iar solvabilitatea băncii este de 20,61% fără profitul primelor 6 luni din acest an, respectiv 22,39% cu profitul inclus. Rata expunerilor neperformante este de 2,55% la finalul lunii iunie. Toate acestea s-ar materializa într-un dividend de 1,48 lei sau o majorare de 14 acțiuni gratuite la 100 de ținute, în cazul în care Banca Transilvania ar decide să distribuie către acționari tot profitul realizat în primele 6 luni din acest an.